În cazul incendiului de sâmbătă, 14 octombrie, de la Piatra Neamț, nu s-a găsit încă niciun vinovat. Pentru avocatul Gheorghe Piperea, responsabilii ar trebui să fie arestați și puși să plătească toate daunele morale și materiale. Putem să arătăm cu degetul niște politicieni care n-au făcut în această pandemie decât să ne livreze improvizații peste improvizații și care în fiecare zi dau proba injecturilor și ai responsabilităților. Mă refer aici de la comandantul acțiunii până la premier și la Ministerul Sănătății. După tragedii precum cele de la maternitatea Giulești sau colectiv, autoritățile nu au învățat nimic. Continuăm să ne bazăm pe improvizații care ne pun de multe ori viețile în pericol și se pare că ne lovim în continuare de aceeași ignoranță și incompetență din partea autorităților. Există niște vinovați puțin din perspectiva lipsei de profesionalism. Nu știu sigur dacă e vorba de aceeași persoană, dar pe acolo, prin zona aceea a Moldovei de centru, Piatra Neamț, Iași, sunt niște manageri de spital care sunt de profesie antreprenori de pompe funebre. Da. De asemenea, sunt niște manageri de spital care sunt condamnați penal pentru corupție. În ultimul an, în spitalul de la Piatra Neamț au fost schimbați numai puțin de 8 directori. Deși sistemul medical este destinat în teorie tratării de pacienți, în practică, acesta e numai bun pentru numiri politice în funcții înalte. Politicul e principalul vinovat. Ar fi trebuit, dacă oamenii erau atenți la ceea ce se întâmplă și erau onești cu ei înșiși, ar fi trebuit ca aseară sau seara asta, toată Piața Victoriei să fie arhiplină și să se ceară demisia guvernului. Pentru că acest guvern nu e doar vinovat de această improvizație care a dus la înlocuirea din Piatra Neamț. Acest guvern este vinovat pentru toată improvizația care a fost de la un cap la altul această gestiune a pandemiei în România. Dacă după incendiul de la colectiv a urmat o imediată demisie a prim-ministrului Victor Ponta, guvernul actual este rece față de cele întâmplate, ministrul Tătaru declarând chiar că suntem cu toții vinovați.